Bună ziua, bun găsit la o nouă conferință de presă a partidului nostru, Alianța pentru Unirea Românilor. Numele meu este Claudiu Târziu, sunt copreședinte al acestui partid și împreună cu colegul copreședinte George Simion vom aborda câteva dintre temele la zi din viața politică românească. Permiteți-mi să încep eu prin a mă referi la modul în care a căzut guvernul Ludovic Orban. Acest episod ne arată, încă o dată, dacă mai era nevoie, că principalele partide parlamentare, PSD și PNL, fac ce știu ele mai bine, adică forțează limitele Constituției. Au făcut-o și cu ani în urmă, împreună, încercând să demită președintele statului, o fac și astăzi, când încearcă să provoace în mod artificial alegerile anticipate. Guvernul lui Orban și-a cerut demisia, iar PSD i-a aprobat-o. A fost o înțelegere sau a fost o potrivire de interese? Este mai puțin important. Important este că aceste două mari partide, prin gesturile lor politice, ne-au băgat într-o criză politică de lungă durată. Lucru pe care l-au confirmat prin declarațiile premergătoare votului din Parlament asupra încrederii acordate guvernului Ludovic Orban, cât și prin declarațiile ulterioare, făcute atât de liderul PNL Ludovic Orban, cât și de președintele statului, domnul Klaus Iohannis. Am intrat, zice-se, într-o procedură de declanșare a alegerilor anticipate, întrucât PNL a promis să nu își mai voteze propriile cabinete pe care le va propune, iar domnul președinte Iohannis a promis să nu propună un alt premier în afară de unul provenit din rândurile PNL. Chiar dacă PSD deține la momentul actual o majoritate, fie ea și fluctuantă, și ar putea propune la rândul ei un candidat de premier. În această situație, criza care se prefigurează este una serioasă și cu consecințe extrem de grave. Chiar dacă, la un moment dat, se va vota în ultimul ceas constituțional un cabinet, noi deja vom fi trecut printr-o instabilitate politică de natură să scadă încrederea în conducerea României, atât pe plan intern, cât și extern. Ceea ce se traduce în grave acțiuni cu aspect financiar. În primul rând, leul își va pierde din putere. În al doilea rând, dobânzile la care statul se împrumută vor crește. Și vă amintesc că sistemul de pensii, cel puțin, este întreținut din împrumuturi făcute de statul român. Și nu în ultimul rând, prețurile la toate produsele și serviciile vor crește și ele. Cu toții vom avea de suferit. Pentru ce? Pentru mai multă putere. Pentru toată puterea pe care PNL o vrea și pe care PSD n-ar vrea să o cedeze. Ce s-ar întâmpla dacă ar avea loc aceste mult dorite alegeri anticipate? S-ar schimba ceva în mod esențial? Nu. Ar fi resetată clasa politică românească? Nu. Am avea parte de un act de guvernare de o mai bună calitate? Este puțin probabil, dacă avem în vedere faptul că se vor afla la comandă cam aceiași oameni din aceleași partide.
Mesajul pe care Alianța pentru Uniunea Românilor vrea să-l dea este acela că avem nevoie de o clasă politică reformată, de o clasă politică înnoită, de o clasă politică conștientă că nu se poate juca cu destinele românilor. O astfel de clasă politică nu poate rezulta dintr-un circ ca acela la care asistăm de o vreme încoace, nu poate rezulta dintr-un joc de escroci de tip alba-neagră. Nu poate rezulta nici dintr-o criză politică întinsă pe una, două, trei sau patru luni. Sau poate chiar un an de zile. Totodată avem nevoie de o clasă politică de natură, de o clasă politică care să înțeleagă faptul că voturile pe care le deține, voturile cu care a fost creditată, nu sunt negociabile. Nu sunt obiect de troc. Nu pot face obiect de negoț în Parlament. Astfel încât, de pe o zi pe alta, să se schimbe majoritățile parlamentare, să cadă sau să fie puse guverne noi. Cu acestea fiind zise, aș face trecerea la un alt subiect important, care a premers căderea guvernului Ludovic Orban, și anume la prestația acestui cabinet din ultimele zile, prestație care s-a soldat cu o nouă forțare a limitelor constituționale, pentru că Ludovic Orban și miniștrii săi au dat numai puțin de 25 de ordonanțe de urgență într-o singură după-amiază, în condițiile în care au spus întotdeauna că ordonanțele de urgență nu sunt cele mai democratice instrumente pe care trebuie să le folosească puterea și că dezbaterea parlamentară ar trebui să primeze. Conținutul unora dintre aceste ordonanțe de urgență arată câtă grijă a avut cabinetul Orban pentru binele general. Și aici aș vrea să-l invit pe colegul George Simion să intre un pic în detalii. Bună ziua și bine v-am găsit! Este o criză politică nouă, dar veche. Este un joc politic al partidelor care au condus România în ultimii 30 de ani și este motivul pentru care noi am lansat pe 1 decembrie anul trecut, la Alba Iulia, Alianța pentru Unirea Românilor. Suntem în total dezacord cu felul în care guvernul Orban a dat acel pachet de 25 de ordonanțe de urgență și suntem de asemenea în dezacord cu felul în care erau pregătite și alte ordonanțe de urgență despre care voi vorbi în a doua parte a intervenției mele. Sunt lucruri grave, e vorba de sute de milioane de euro pe care guvernanții României și nu doar guvernanții, ci partidele politice parlamentare le iau de la români și le dau unor instituții private, cum ar fi băncile. Vorbim în particular de două bănci, și vorbim de programul băncilor pentru locuințe. Voi detalia asta în a doua parte a intervenției mele. Pentru început vreau să zic că noi întotdeauna am cerut transparență. Ori ce s-a întâmplat cu aceste aranjamente politice între forțele politice din Parlament? Ce s-a întâmplat cu faptul că guvernul Orban a fost pus în ultimele trei luni să guverneze doar așa, de imagine, și să dea impresia populației că a luat act de dorințele pentru care a fost investit în funcție și pentru care legiferează.
prin ordonanțe de urgență, prin voturi în Parlament, prin hotărâri de guvern. De fapt, ne trezim astăzi, în luna februarie, la 3 luni de guvernare Orban, că nu avem alegeri în 2 tururi de scrutin, ne trezim că pensiile speciale, cu siguranță, nu au fost anulate, că totul a fost o butaforie, a fost un joc de teatru din partea partidelor parlamentare. După 3 luni, am constatat că acest guvern, de fapt, nu avea susținere parlamentară. Dacă președintele Klaus Iohannis a zis că preferă calea alegerilor anticipate, de ce a fost nevoie de aceste 3 luni de guvernare Orban? Doar pentru imagine? Noi suntem un partid care cerem transparență în actul guvernamental. Așa a promis și PNL-ul că va oferi transparență. Și ne-am trezit în ultima seară, ultima noapte de guvernare, cu un pachet de 25 de ordonanțe de urgență, unele dintre ele, pe teme extrem de importante, vitale, pentru statul român. Aceste ordonanțe de urgență nu au trecut prin CES, aceste ordonanțe de urgență nu au fost supuse dezbaterii publice. Ori, eu nu zic că e bine sau e rău, dar când externalizezi, ba chiar privatizezi sistemul de sănătate a României, nu poți să faci lucrul ăsta prin ordonanță de urgență. De asta avem un parlament, de asta există dezbateri publice, de asta avem legi, de asta, teoretic, societatea ar trebui să se pronunțe în chestiunile esențiale pentru România. Ce a făcut guvernul Orban prin aceste 25 de ordonanțe de urgență este pur și simplu o bătaie de joc la adresa democrației. Nu întotdeauna scopul scuză mijloacele. Am văzut jurnaliști care au redat cu bună credință felul în care au fost adoptate aceste 25 de ordonanțe și imediat susținători ai guvernului Orban, susținători ai PNL sau ai USR, au sărit la acei jurnaliști. Și vreau să mulțumesc jurnaliștilor care au relatat despre acest atac grav la adresa democrației. Nu contează de ce parte suntem. Sunt de acord că personaje triste, precum Lia Olguța Vasilescu sau Orlando Teodorovici, nu poate să se pronunțe pe chestiuni care țin de democrație, pentru că și ei, la rândul lor, au încălcat flagrant jocul democratic și legile României. Dar noi, ca forță politică, și tocmai de asta ne-am constituit în forță politică și suntem cea mai recentă formațiune politică înregistrată în registrul partidelor politice, putem, fără teamă de a greși, să sancționăm aceste derapaje. Și putem spune că Alianța pentru Unirea Românilor susține reformarea sistemului și balanței de puteri din România. Este legislația și împărțirea puterilor în stat și o formă de guvernământ pe care am moștenit-o de la Ion Iliescu. Considerăm noi că această republică și Constituția lui Ion Iliescu nu este bună pentru a realiza un act de guvernare în România. Nu alegerile anticipate sunt subiectul discuției în anul 2020, ci reformarea Constituției și reformarea instituțiilor care sunt slăbite intenționat tocmai de guvernanți și la solicitarea unor grupuri de presiune externă, financiare, economice, grupuri care au multă putere, după cum se vede în cazul pe care îl voi relata în cele ce urmează.
Pe lângă cele 25 de ordonanțe de urgență aprobate în ultima seară de guvernare a lui Ludovic Orban, mai se pregăteau și altele. Cea mai problematică ordonanță era cea privind băncile de locuințe. E vorba de Banca de Locuințe BCR și Banca de Locuințe Raiffeisen, care au fost sancționate de instituții ale statului român, respectiv de Curtea de Conturi, și au fost penalizate cu plata a peste 300 de milioane de euro. Aceste bănci au încălcat legislația financiară și trebuiau să plătească către statul român peste 300 de milioane de euro. Decizia Curții de Conturi a fost acționată în instanță de cele două bănci, au pierdut în instanță, a ajuns până la Înalta Curte de Justiție și Casație, care a decis că, într-adevăr, legea a fost încălcată. Și cele două bănci trebuie să plătească statului român această sumă. Ce a făcut în ultima noapte de guvernare domnul Ludovic Orban împreună cu ministrul dezvoltării Ion Ștefan? Au păcălit românii odată, jucând teatru, într-un dialog despre lucruri imaginate și au încercat să exonereze de aceste obligații pe cele două bănci. Și nimeni în spațiu public nu a luat atitudine față de ceea ce înseamnă furt din banul public. Noi, Alianța pentru Unirea Românilor, sancționăm intenția guvernului Orban de a trece noaptea ca hoții acea ordonanță de urgență. Cerem partidelor parlamentare să nu treacă prin Senat și prin Camera Deputaților acea inițiativă legislativă și cerem să se poziționeze public față de acea inițiativă legislativă care exonerează cele două bănci de plata a peste 300 de milioane de euro, după cum a decis în Alta Curte de Justiție și Casație. Repet, nu zic eu, nu zicem noi, nu zice AUR faptul că băncile au încălcat legea, ci zic instituții ale statului român, zic experți, zice justiția română. Dacă lucrurile vor avansa, inclusiv o să facem o plângere penală față de această tentativă de furt din banul public. Abuzul în serviciu este mare cât casa în acest caz. Și repet, doamna Olguța Vasilescu, care a atenționat în spațiu public despre această ordonanță, nu are probitatea morală de a se pronunța. Mai ales că această ordonanță și legea din Parlament este susținută chiar de domnul Orlando Teodorovici. Domnul Orban împreună cu domnul Ion Ștefan au purtat un dialog în ședința de guvern în care explicau că, de fapt, iartă cetățenii, iartă românii de plata unor penalizări. Nu e vorba de cetățenii simpli. E vorba de băncile care au încălcat legislația. Există o decizie a justiției în acest sens și există și ceea ce noi știm foarte bine și aici în București, în Cluj și în toate orașele țării. Agenți ai băncii, brokeri și fel de fel de oameni care s-au lăcomit și au încălcat legislația, au încercat să profite de acest program Bauspar și de băncile de locuințe pentru a acorda credite pe banul public. Și au fraudat acest sistem. Despre asta vorbim. E o mare problemă că în spațiu public această problemă
nu a fost pusă pe primele pagini ale ziarelor. Trebuie să ne intereseze foarte mult. Și mai este o problemă. Credibilitatea pe care instituțiile statului o au în societate. Acei experți de la Curtea de Conturi, care au dat o amendă pentru că au constatat nereguli și care își văd rezultatul muncii năruit de către guvernul Orban, de către niște parlamentari. Ce încredere să mai aibă acei funcționari de la Curtea de Conturi când văd acest lucru? Data viitoare când vor mai merge să verifice o bancă. Și așa sunt prea puține zonele unde Curtea de Conturi și alte instituții ale statului român pot să verifice instituțiile financiare. E un derapaj enorm și vedem că sunt instituții private care sunt deasupra legii. Băncile în România nu trebuie nici condamnate, nici penalizate, trebuie să fie un partener în susținerea mediului economic, dar trebuie să înțelegem că băncile nu pot fi deasupra legii. Iar complicitatea asta dintre actorii politici trebuie să ia sfârșit. De asta suntem noi aici, Alianța pentru Unirea Românilor. De la săptămână la săptămână creăm, atât în România, cât și în comunitățile din străinătate, unde trăiesc un număr important de români, creăm filiale. Venim cu un mesaj patriotic. Avem nevoie de un partid care să-i reprezinte și pe români, pentru că toate celelalte mari puteri au partide în România. Din păcate, românii nu au niciun partid care să le apere interesul și față de celelalte mari puteri și față de instituții private bancare. Vă așteptăm și pe voi alături de noi și mulțumim presei pentru prezența la această conferință de presă. O zi bună și să sperăm fără mari convulsii în mediul politic și sperăm după 30 de ani să schimbăm actorii politici care, iată, sunt pregătiți să facă astfel de abuzuri cu banii noștri ai românilor. Vă mulțumesc mult!